Bună ziua, elevi! Noi că și vă uitați așa la mine. Dar eu am întârziat cu 20 de minute la lecție. Bun cu 30. Dar eu și întotdeauna somn. Eu așa serial am privit, așa melodrama am găsit. Am boșit până la 4 dimineața. Doamne, să vedeți cum m-am trezit, parcă eram un monstru. Dar asta nu-i pentru voi, voi nu trebuie să știți asta. Așa că eu vreau să vă spun că eu am fost chemată de director de dimineață, că eu de la 6:30 la școală, hotărăsc problemele școlii, plus la asta mă stăriu pentru voi. Că sinceră, eu am dormit vreo câteva ore. Mă dore capul așa de tare, eu lecții precis nu pot să fac. Eu am noroc, noi camera în clasă nu avem, așa că vă rog frumos, stați în liniște în telefon, dar eu o să mă culc o leagă. Dacă intră cineva din profesor, Maria, dacă Doamne ferește directorul, te scoate repede din picioare și începi să reciți poezia. Da, așa de tare, că tocmai eu să mă trezesc. Bun? Gata. Din partea mea, câte notă de 10. Mulțumesc. Dragi elevi, în sfârșit pot să vă anunț că au rămas zile numărate până la această zi culminată. Până la această sărbătoare mult așteptată. Eu sunt sigură că fiecare din voi a așteptat aceste cuvinte din partea mea. De grabă, este ziua profesorului. Dar directorul a mers vrea ca eu și clasa mea să ieșim pe scenă și să felicităm profesorii. Eu ca așa colectiv nu știu cum se poate de lucrat. Am spus că eu și arta asta, cerul și pământul, eu nu știu ce să fac. Eu am isterică, panică, eu nu știu! Una și mă bucură că directorul, luna asta, vrei să-mi dai salariu bun, vrei să-mi dai premiu, dacă voi 10 minute să stăriți pe scena asta. Haideți să ne clarificăm, să facem așa ca să fie bine la toți, și mie și vouă. Eu știu că voi mai sunteți, e ca așa, și mai rău. Eu v-am verificat testele, note mai mari de 7 n-are absolut nimeni, nici fetele. Note de 2 sunt mai multe decât 6. Așa că cine poate să cânteți, dansează, să recite poezii, să nu știu, să țineți, să coloreze, n-are importanță. Faceți tot ca profesorii să vă aplaudă din picioare. Eu am spus tot ce am vrut. De la mine primiți note de 10 la test, absolut toți, care o să se pregătească. Eu cred că m-ați auzit? Spor la muncă! Dragi elevi, din păcate a venit momentul când trebuie să vorbim despre bacalaureat. Eu ieri seara am încercat să o rezolv și știți ce? M-am oprit la primele două exerciții, m-am blocat, n-am înțeles absolut nimic și eu idee n-am cum trebuie să vă pregătesc pe voi de acest test. Cu toții noi știm ce înseamnă bacalaureat și știm că nu e așa de strașnic. Cum ne povestesc profesorii de el? 12 ani la rând, cât timp voi o să veniți la școală, în fiecare zi, orice profesor o să vă sperie până la moarte. Ca atunci când o să scrieți bacalaureatul, nu o să puteți lua un pix în mână din cauza că o să vă tremure mâinile de emoții și de frică. Plus la asta o să stăie 3 profesori deasupra voastră, o să fie o grămadă de camere și o să fiți unul singur în cameră. Dacă nu o să dați bacalaureatul, nu o să fie absolut nimic. Voi cu ușurință o să puteți deveni orice vreți, dacă aveți capacități. Numai că treaba profesorilor e să vă spună că dacă nu o să dați bacalaureatul, o să deveniți boschetar, care nu o să aibă casă, familie și o să moară de foame. Eu sper că v-am speriat bine, vă doresc spor la muncă, la revedere!